Din 8 martie, președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș este consilier pe probleme de sănătate al ministrului Lucian Bode contractul său de muncă are aceeași durată cu funcția de demnitar a ministrului. Mă simt onorată că domnul ministru m-a selectat ca tehnocrat să-l consiliez din această postură, a declarat ieri Mariana Căju, dând asigurări că făgărașul rămâne principala ei preocupare. Ea mai ocupă în prezent și funcția de consilier al primarului municipiului Ploiești, tot la Ploiești fiind președinta Consiliului de Administrație al Spitalului de Pediatrie și membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești. La unitățile medicale din județul Vecin, Mariana Căjuș-a început activitatea în luna ianuarie a acestui an.